Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost frig și apa rece. Era apa, la un moment dat am avut apa la 8 grade. 8 grade? Da. Ce se întâmplă? Eu sunt branșat... Apa caldă la 8 apa grade. Caldă, da. Apa Aha. caldă era de 8 grade și apa din calorifer avea 19 grade. Și am pus eu, am făcut o postare pe Facebook cu asta și cineva mi-a scris, zice, de ce nu trage apă din calorifere? Mi-a plăcut. Deci a fost ceva avarie. Pe site-ul termo... Ceva? Aplicația termoenergetică, termo nu știu cum se cheamă. Cum îi zice, că se termină avaria ala termo, am zis bine, termoenergetică. Avem un producător timid. Îl întreb cum se zice, el face semn. A zis bine. Scria că se termină avaria ala alter la 11:30 noaptea, fix. Fix. Nu s-a terminat. De altfel eu aici înțeleg. De ce? Odată vorbeam cu administratorul și era lumea nemulțumită, tot așa, că nu știu ce se întâmplase. Și am zis, băi, nu mai da termene de-astea nerealiste. Și chiar dacă tu crezi în termenul, nu, nu mai da. Nu mai bine zici, se termină peste o săptămână. Și atunci omul, dacă se termină în două zile, se bucură maxim. Dacă, în schimb, îi spui că în două zile și nu se termină, omul ia foc. Dezamăgit. Așa e și cu ăștia. Au zis că la 11:30, nu știu ce. E cum e cu impozitarea zahărului, să știi. Da. Practic, același lucru, știi? Dacă zice... cam... Da. Semnale că în sectorul 2 e nenorocire cu apa caldă, dar așa că vă așteptăm cu povești 0372069599 dacă ați experimentat și voi în perioada asta. Da. Cum au pățit cei din Rahova anii trecuți, când acolo au fost zile în șir de... Nu, dar sunt multe locuri. Nu, dar sunt multe locuri, inclusiv în, adică mai ales în țară. Bucureștiul este doar ultimul oraș pe o listă foarte lungă de alte orașe care au avut probleme cu rețeaua de termoficare de ani și ani de zile. Sunt orașe în care nu mai funcționează nimic în domeniul ăsta. 0372069599. Cum vă descurcați? Cum vă descurcați dacă sunteți conectați la o rețea de termoficare care ori nu mai funcționează, ori e plină de avarii? Care sunt variantele? Care sunt alternativele? Ce faceți, fraților? Vă spun, are și o componentă romantică. M-am spălat la oală, nu mai făcusem treaba asta de mult. Și e o experiență. Sine. Aseară m-am culcat cu copiii. Aseară i-am adus pe toți copiii în pat. Pe amândoi, adică. Așa. Ca să ne culcăm toți să ne... Bine, eu acum trebuie să precizez. Să ne încălzim. Noi în casă avem vară-iarnă 23 de grade, așa, asta e temperatura noastră de croazieră. Acum a scăzut la 21:30 după 3 zile fără apă caldă și căldură. Și noi ne învelim cu niște pleduri de alea și vara și iarna la fel. Și Oana aseară a zis: "Băi, e groasă, scoate pilotele." Și am zis: "Zic, hai să le mai dăm o șansă." Dormim cu copiii în seara asta să ne încălzim, o naturel. Că dacă scoteam pilota și ce crezi, mă, azi dimineața a venit apa caldă. Bine, probabil până ajung acasă se răcește. Da, am mai avut niște tentative. Există o soluție pentru apă caldă, dar trebuie să te apuci de renovare. Există o soluție, am văzut că se vând niște boilere electrice. Sigur, acum o să te coste un duș. Hai, mă, fii serios, nu fac mai bine îmi încălzesc apă la aragaz toată viața, dacă să montez boiler, să fac instalații, prin unde să-l pun boilerul. Și faci, mă, nu te speli? Cum faci? N-auzi, la oală. Cât poate să dureze? Păi ani până repară toate țevile. Eu sunt optimist. Da. Cum vă descurcați când este o avarie? Ce faceți? Ce ați găsit? Cum rezolvați asta? După anii 90, sau mă rog, și în anii 90 atunci, erau, oamenii își puneau godine în casă. Sunt niște sobe de tablă. Da. De tablă de oțel, cred, în care ardeau tot ce se putea ardea. Sunt și periculoase. Ardea. Da. Ca să se încălzească, nu aveau niciun fel de căldură. Da, Adrian, bună dimineața. Salut, Adi. Neața bună, domnilor. Da. Care experiența? Locuiesc în sectorul 2, într-adevăr. Săptămâna asta a fost foarte tristă. Până acum n-au fost probleme, da. Dar săptămâna asta super, super răuț. Deci nu, m-am întors duminică în București, bucuros, începem o nouă săptămână, ce să vezi? Nu tu apă, nu tu căldură. Bun. Ce faci? S-a cuplat caloriferul din dotare, s-a pornit AC-ul pe aerul ăla căldut. Aer condiționat. Ai calorifer electric? Da. Mă, pe ăla cred că te omoară acum, la cât s-a scumpit curentul. Dar asta e problema, știi că te gândeai, păi, înainte... ce să facem, că... Da. Nu poți să stai în frig. Te gândeai, bun, hai că dacă nu am căldură...
dau aerul condiționat și mă încălzesc cu aerul condiționat, nu e la fel de eficient. Nu, eu am, și eu am, iartă-ne o secundă, Adi, și eu pot să încălzesc cu aerul condiționat, dar usucă foarte tare aerul din încăpere, mie nu-mi place, nu suport. Usucă portofelele. Genul ăla de căldă, bașca. Da. Zi, Adi. Și, n-ai ce să faci. Avem și un copil mic, nu poți să stai fără căldură. Și cu apa caldă? Așa, cu apa caldă, poți să iei, ca înainte, ca pe vremea stimabilului Ceaușescu. Eu n-am trăit pe vremea aia, sau mă rog, eram abia născut, dar încălzeai apă la celara gaz, nu? Mm-hmm. Corect. Hai să mai vedem și alte experiențe. Mulțumim, Adi. Bună. Al doilea, Adrian. Bună dimineața. Tot un Adi. Salut, Adrian, Adi. Doi. Salut. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața. Luca, te compătimesc. Și eu am locuit tot prin sectorul 2, cei drept cu chirie, până acum câțiva ani. Și același lucru am pățit de când au început avariile să fie din ce în ce mai dese. Ideea e că alternativă nu prea ai, cel puțin noi nu prea aveam pentru că eram în chirie, dar ne-am luat un calorifer electric. Pe vremea era și curentul mai ieftin. Aveam și un copil mic și nu puteam să stăm, îți dai seama, la câteva grade în casă. Iar cu spălatul la oală. Acum ce să zic, eu sunt și, din fericire, sunt și instalator și mă ocup de chestii prin București și sunt destul de dese. Dar cred că o soluție ar fi centrala de bloc, că înțeleg că asta e... Centrala, dacă de acum bloc. Cel puțin cât mai ne dau ăștia voie, și boiler. Da, n-ai și boiler. Da. Adică, crede-mă că se găsesc soluții. Da. Ai unde să-l pui. Mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenție. Da, eu cred că o să se rezolve cu asta, cu centralele. La mine în bloc, de exemplu, nu există țeavă de aia de gaze, adică eu nu pot să-mi pun centrală singur și nici n-aș face-o în momentul ăsta, că ar trebui să renovez toată casa. Dar centrală de bloc, asta mi se pare o soluție bună. Tot blocul, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.